Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vreau să vă invit în seara aceasta la Mall-ul Corensi Shopping Resort la un spectacol deosebit dedicat Unirii Principatelor Români. Numele meu este Savo Ovidiu, sunt muzeograf la Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov și am onoarea să vă prezint astăzi o mică piesă de teatru și un spectacol de muzică de excepție pus în scenă de artiștii ai operei din Brașov. Nu vreau să intru în detalii legate de istoricul Unirii Principatelor, de colaborarea brașovenilor cu Mica Unire de la 1859. Legăturile Brașovului cu Unirea Principatelor au fost multe, să știți, și personalități din Moldova au avut legătură cu cărturari români din Brașov, s-au ajutat reciproc. Eu vreau doar la început să mulțumesc domnișoarei Diana Bjoza de la Corensi Shopping Resort, care ne-a intermediat și a organizat acest spectacol. Iată, după ce ieri la Muzeul Casa Mureșenilor, într-un spațiu neconvențional, dacă vreți, s-a desfășurat și se desfășoară concursul de teatru istoric și literar dedicat Unirii Principatelor Române, dar și pe teme generale de istorie, literatură, secolul 18-20. Astăzi, una dintre trupele elevilor de excepție care a câștigat un premiu important la acest concurs, au venit de la Râșnov, iată, de la Brașov le-a fost mai greu să ajungă, dar de la Râșnov au venit de la școala gimnazială numărul 3, Râșnov, un grup de copii extraordinari. O să prezinte piesa de teatru, dacă vreți, clasică, dar mereu actuală și foarte frumoasă, a marelui povestitor Ion Creangă, Moș Ion Roată. Vreau să le mulțumesc acestor copii superbi și în special coordonatorilor, părinților care au venit, s-au sacrificat din timp, de la serviciu, dar iată, vinovații principali sunt cele două doamne profesoare deosebite. Doamna profesor Nicoleta Daniela Corboș, vă rog să o aplaudați. Chiar dacă nu este aici, vă rog să o aplaudați pe doamna profesor Oana Ovesea. Nu vreau să mai întind povestea și să dăm drumul la piesă, la spectacol. Vă rog să le înțelegeți emoțiile. Dacă la muzeu era sala de 5-10 persoane, aici spațiul este mult mai mare, mult mai adecvat. Eu sunt convins că muzeul a avut și are și va mai avea colaborare împreună cu Opera din Brașov, cu spectacole neconvenționale la Mall-ul Corensi Shopping Resort. Dragi copii, succes! La 1857, pe când servea armia în Iași, boierii moldoveni liberali, Cadeal de Costache Humuzache, Mihail Bobănicianu și alții, au găsit cu cale să cheme la Iași și câțiva țărani fruntași, câte unul din fiecare județ, spre a lua și-i parte la acest măreț și nobilat național. Cum au ajuns țăranii în Iași, boierii au pus mână de la mână, de i-au ferchezit frumos și au îmbrăcat la fel cu cheburi albe și cușme nouă, de se mirau țăranii ce berechet i-a găsit. Apoi, se zice că i-ar fi dat cu seama unuia dintre boieri să-i ție cuvânt ca să-i facă să înțeleagă scopul chemării lor la Iași. Știți pentru ce v-am chemat astăzi între noi? O știi că coane dacă ne spune. Apoi ia ca ce oameni buni! De sute de ani, două țări surori creștine și megeieșe, Moldova noastră și Valahia, sau țara muntenească, de care poate fi auzit vorbindu-se, se sfârșie și se mănâncă între dânsele spre, spre pieirea neamului românesc. Țări surori și creștine am zis, oameni buni! Pentru că cum ne închinăm noi moldovenii, așa se închină și frații noștri din Valahia.
statura, vorba, hrana, îmbrăcămintea și toate obiceiurile ce le avem, le au tocmai și frații noștri din Valahia. Țări, negeieși, au spus oameni buni, pentru că numai Pâriașul Milcov ce trece pe la Focșane de spart. Să-l secăm la dintr-o și să facem Sfânta Unire, adică frățirea dorită de frații noștri, ce care n-au putut să o facă în împrejurimile acelea grele. Oameni buni, ce treabă frumoasă și creștinească avem de făcut. Numai Bunul Dumnezeu să ne ajute. Înțeles, ați vă rog pentru ce v-ați chemat astăzi de aici? Și dacă aveți ceva de zis, nu vă fiți! Spune fete moldovenește, ca la niște frați ce vă suntem, pentru că de aceea ne-am adunat astăzi de aici, pentru a ne lumina unii pe alții, să ne lumineze pe toți cum o știe mai bine. Înțelegem cu coane, așa o fi, că dă, nu știi dumneavoastră cei pe lume, noi, țărănimea de la coarnele plugului, avem noi să știm ce-i bine și ce-i rău. Baie mea, ce vă spun cu coane, încă tot la mâncă. Și apoi chiar dacă ne aplice că noi da câte ceva, cine se mai dă în gura noastră? Vorba aceea cu coane, țăranul când merge tropăiește și când vorbește hotărăgește. Și apoi, da, treaba asta se putea face și fără de noi. Că da, noi știm am învățit stafa, oasa, secerea. Dar dumneavoastră știți am învățit condeiul și când vrei știți a face din alb negru și din negroare. A, nu, oameni buni, s-a dus vremea aceea pe când numai boierii făceau totul în țara asta și o scorceau după plac. Acum, tot, de la bătică și până la o pică, trebuie să luăm parte la nevoile și la fericirile țării. Muncă și câștig, datorii și drepturi pentru toți deopotrivă. Ne spuse boierul apoi despre originea românilor, cum și de cine au fost ei aduși pe aceste locuri. Le spuse el pilde, câte și mai multe, cu smocul de nuiele, cu tauri învrăjbiți. Și, în sfârșit, se silește bietul creștin, ar face să înțeleagă roadele binefăcătoare ale unirii. Eee, oameni buni, cred că acum ați priceput. Priceput cu coana, cât se poate de bine, Dumnezeu să vă ajute la cele bune. Dumnezeu să mă ierte, moșoane, dar după cumva dumneata ești cam greu. Ia haide în grădină să vă fac a înțelege mai bine. Moșoane, vezi dumneata bolovanul cel mare din ograda de la mine? Îl fac cu coane. Ia fă bine și de la cine lângă mine. Apoi aici ai greutate cu coane, nu șadă. Ia du-te și dumneata moș, Vasile, și dumneata bade, Ilie. Ei, oameni, nu vedeți? S-a dus moșul și n-a putut face treabă singur. Dar când v-ați dus câțiva într-ajutor, treaba s-a făcut cu ușurință, greutatea n-a mai fost aceeași. Vorba cântecului, unde e unul nu-i putere, la nevoi și la durere, unde mulți puterea crește și dușmanul nu sporește. Așa și cu unirea oameni buni. Credeți că de ne-a ajutat Dumnezeu a se uni Moldova cu Valahia, vom fi numai atâția? Frații noștri din Transilvania, Bucovina, Basarabia și de peste Dunăre, Macedonia și prin toate părțile lumii, numai să ne vadă că trăim bine și ne vor iubi și se vor bucura de niciun dușman nu se va mai, în vecii vecilor nu se va mai atinge de lume. Unirea face puterea oamenilor. Ei, acum cred că ați înțeles și răs înțeles. E, băi, eu să vă spun cu bani, tot înțeles. Cum se face asta, moșoare? De când v-am tălmăcit și un copil putea să înțeleagă. Mai așa, cu coane. Moșule, ia zi dumneata, în legea dumitale, cum ai înțeles, cum n-ai înțeles, de când se face atâta vorbă, să auzim și noi. Da.
la cuconeri să nu vă fie cu supărare. Dar de la vorbă până la poartă este mai deosebit. Și apoi chiar dacă ne pricepe noi, dumneavoastră ne-a spus numai să cărăm bolovanul. Dar n-ați fi pus umărul împreună cu noi. Iar de la bolovanul dumneavoastră am înțeles așa. Că până amul, noi țăranii, am adus fiecare cât e o piatră, mai mare sau mai mică, pe umerele noastre. Iar amul, tot noi o pinca, suntem chemați aici a purtat bolovanul dumneavoastră. Să ierte Dumnezeu cu coale, dar să fie altfel, că mie unuia nu mi-ar părea rău. Ceilalți boieri au început a strânge din numere, a se uita lungi unul la altul și a zice: ia, că poate și roata noastră să aibă dreptate! Boierul îi luase cu glume, îi ții gălușca și tăcu molcum. Hai să întindem cea mai frumoasă hora a neamului românesc! Bine v-am găsit!
Le mulțumim acestor copii superbi de la școala gimnazială numărul 3 din Râșnov, coordonat de doamna profesor Corboș. Vă rog să aplaudați doamna Ovesia. Și iată câteva premii oferite de Coresi pentru acești copii deosebiți. Domnișoara Diana este în sală. Domnișoara Diana Joza, vă rog, veniți să mă ajutați. Nu veniți. Haideți să mă ajutați, vă rog, să mai luați și acele pachete. Iată câte... Domnilor, dragi copii, doamna profesoară știu că se grăbește, dar pe voi, pe părinții voștri, îi rog să rămână. Pe publicul spectator brașovean în trecere spre magazinele de la Coresi Shopping Resort, pentru că continuă spectacolul, festival, dacă vreți, dedicat Unirii Principatelor Române, sărbătorit în avans de noi, dar și pe 24 ianuarie la muzeu, la ora 12, vă invit la acest spectacol, care continuă cu patru artiste deosebite de la Opera Brașov, doamna Maria Petcu Catrina, domnișoara Sonia Hazarian, vă rog, poftiți aici. Artița Nora Vlad, vă rog, aplaudați. La pian, doamna profesoară Simona Patrichie. Un spectacol dedicat Unirii Principatelor Române, cu o muzică deosebită, cu o muzică grea. De multe ori, pe copiii mei, pe copiii de la muzeu, le spun că dacă ei fac școală 4-5 ore și teme acasă, încă o perioadă de timp, aceste doamne, acești artiști, de multe ori nu au avut copilărie sau și-au sacrificat-o, pentru că munca de acasă pe domeniul acesta continuă foarte mult. Este un prim început și un vis al meu. S-a întâmplat și la Timișoara, la București, la Cluj, la Iași, să se cânte opere, operetă la un mall din Brașov și la unul dintre cele mai mari mall-uri din Brașov, Coresi Shopping Resort. Dau cuvântul doamnei Nora Vlad, lectorul sau povestitorul nostru de din seara aceasta. Vă rog să fiți atenți, va fi ceva frumos. Bună seara, vă spune actrița Nora Vlad. Știm cu toții că în 24 ianuarie 1859 a avut loc Unirea Principatelor Române, Mica Unire. Primul pas spre România, sub domnia lui Alexandru Iacuza. Ziua de 24 ianuarie ne face să retrăim pașii făcuți de strămoșii noștri. Când a fost ales la Iași, capitala Moldovei, în 5 ianuarie 1859, oameni necunoscuți se îmbrățișau pe stradă, plângeau de bucurie, strigau, trăiască domnitorul Cuza. După 5 ianuarie sosește și telegrama din Țara Românească, prin care se comunică alegerea lui în unanimitate și invitat la guvernarea Țării Românești. Alexandru Ioan Cuza declară că primește cu mândrie și recunoștință titlul de domnitor al Valahiei și al Moldovei. Astfel, în 24 ianuarie 1859 se înfăptuiește unirea celor două principate, Moldova și Țara Românească. Ascultă-mă ce-ți spun, an întregi, eu și cu tine, am avut același drum. Pentru zilele senine ce-am putut să le trăiesc, stai aici lângă mine, omule, să-ți mulțumesc. Omule, mi-ești drag de o viață, cum ai fost de la început. Anii ți-au lăsat pe față vremea care a trecut, fiindcă ai știut în tine să păstrezi ce-i frumos. Stai aici lângă mine, omule, să-ți mulțumesc. Omule, ce niciodată n-ai spus un cuvânt prea greu, lasă-mă ca și altă dată să mă strâng la pieptul tău. Pentru zilele senine ce anume le trăiesc, omule,
stai lângă mine. Omule, să-ți mulțumesc. Catrina și mezzo-soprana Sonia Hazarian. Eu mă duc, codrul rămâne, plânge frunza după mine, codrui prinde rămurele, eu mă duc cu dorul grele. Frunza verde pui de nuc, mai am puțin și mă duc, eu mă duc, codrul rămâne, plânge frunza după mine. După mine nu plângă nimeni, că n-a făcut niciun bine, iar doi fi făcut vreun rău, mi-l-o-i trage singur eu. Thank you.
mândruliță de la munte, ce nu treci cu ea pe punte, să te strâng la pieptul meu, că te-aș face zău, puicuță, să urăști a ta căsuță și să uiți pe Dumnezeu. Aici, lunga, versită, este o iarbă înflorită, ce se îngână cu un izvor. Vină-n iarbă, mândruliță, eu să-ți cânt doina doiniță, iar tu, tu să plângi de dorul meu. Eminescu să ne judece. Oh,
se ridică încetişor, eu, în versurile mele, îi văd ochii plini de dor, stă ascunsă după glastră, inima-mi tresare în piept, ochii cadă din fereastră, dacă-mi poartă, o aștept. Dar, vai, totu-i părere, niciodată nu m-a iubit și de-a mântului adiere perdeaua a tresărit. Avea ferie de caracter.
calitățile sale sufletești și educația a îndemnat-o pe Elena Cuzar, devenită înalta doamna României, să se dedice acțiunilor caritabile și susținerii soțului. Era întruchiparea bunătății, modelul de devotament și sacrificiu, pe măsura măreției domnitorului, pe care l-a iubit cu statornicie până la sfârșitul vieții. A fost una dintre cele mai iubite doamne din istoria noastră. Ești bun, Maria ta, ești înțelept și îți iubești neamul. Cu aceste calități poți stăpâni o împărăție. Te vei descurca. Vei conduce bine și Moldova și țara românească. Încurajat de soție și de prietenii apropiați, a acceptat astfel ca după secole de asuprire, neamul românesc să se ridice la o nouă viață. 24 ianuarie 1859, o zi a unității neamului. Doamnelor și domnilor, iată spectacol oferit de copiii de la școala gimnazială numărul 3 cu piesa de teatru, respectiv acum un spectacol deosebit dedicat Unirii Principatelor Române, oferit de 4 artiste extraordinare de la Opera din Brașov. Vă invit marți la același spectacol, cu mici modificări, la Muzeul Casa Mureșenilor, ora 12, să sărbătorim împreună Unirea Principatelor. Respectiv, le mulțumesc și le felicităm pe doamna Maria Petru Catrina, domnișoara Sonia Hazarian, actriță.